Bună ziua și bun găsit! Suntem în studioul Pagina de Media. Ca de obicei, în ultimele săptămâni, dacă este vineri, este știrea zilei și o discutăm de aici, din studio de la noi. Așa că l-avem invitat pe Cătălin Tolontan. Bine ai venit, Cătălin Tolontan, în studioul Pagina de Media. Bine v-am găsit! L-am invitat pe Cătălin Tolontan pentru că el, alături de alți foști colegi de la Libertatea și de la GSP, au ajuns la un parteneriat sau, mă rog, la o înțelegere cu echipa de la Hot News și împreună vor dezvolta mai multe proiecte. Au dat și azi un comunicat pe care îl veți găsi pe Pagina de Media. Despre aceste proiecte vom vorbi, despre oamenii care sunt implicați și despre ce planuri și cum se pot dezvolta ele în această formulă. Până una alta, share sau like sau ce vreți voi dați mai departe acest interviu, pentru că îl începem chiar acum. Încă o dată îți urez bun venit aici în studio. Ați anunțat astăzi, într-o formulă foarte interesantă, că porniți niște proiecte în parteneriat cu Hot News. Când spun porniți, mă refer la tine, Cătălin Tolontan, dar și la o serie de jurnaliști cu care ai lucrat la Libertatea sau la Gazeta Sporturilor. Dan Duca, Dan Udrea, mă rog, sunt mai mulți. Cosmin Bumbuț, Elena Stancu, sunt mai mulți ziariști alături de ce se întâmplă acum la Hot News. E, dacă poți să detaliezi puțin ce se va întâmpla de azi încolo. E exact cum ai spus tu, numai că e invers. Așa, adică te rog. Nu eu și apoi disjuncția, dar și alți oameni, ci o echipă întreagă din care fac parte și eu. E o precizare importantă. Să dau lucrurile concrete pe care cu siguranță că le aștepți ca jurnalist care se ocupă de media. Clarice Dinu este redactorul șef al Hot News și va fi redactorul șef al Hot News. Lângă Clarice Dinu, pe o poziție de egalitate de responsabilitate, vine Dan Duca, fostul redactor șef de la Libertatea, care va fi head of product la Hot News. Și lângă ei, ca șefă a site-ului, este Mona Hera. De ce avem un head of product care este egal cu redactorul șef? Asta pentru că răul este foarte bine organizat. Credem că e normal să încercăm și organizarea accesului publicului la informațiile de interes pentru public. Să organizăm de asemenea bine. În lumea de azi e foarte greu să concurezi cu rețelele sociale, cu zeii internetului, având o redacție cu puțini oameni. Hot News avea undeva la 27-28 de oameni, acum prin venirea celor 10 oameni aproximativ la Libertatea ne apropiem de 40 și credem că e bine să dezvoltăm mai multe zone decât își permiteau până acum colegii noștri de la Hot News. De asta suntem practic o singură echipă, nu mai vorbim Hot News și alți oameni, ci pur și simplu toți suntem Hot News. Asta e motivul pentru care Clarice Dinu și Dan Duca vor conduce împreună redacția Hot News. E, și care va fi rolul tău în această structură? Ce vei face tu exact pentru Hot News? Voi fi la Hot News coordonator editorial, ceea ce de data asta va însemna cu siguranță mai puțin, ca mai mult la biroul de reclamații. Dacă eu înțeleg că e normal ca oamenii să aibă, cineva să aibă o responsabilitate, oamenii să știe dacă suntem nemulțumiți de ceva, la cine venim, la mine vă rog să veniți, da? În schimb, schimbarea de generație este evidentă, responsabilitatea operațională este la Clarice, la Dan și la Mona, și evident la colegii de la Hot News care au reușit să facă de 25 de ani o publicație extrem de echilibrată și cu o foarte bună reputație, ceea ce nu e deloc simplu, nu doar în România, în general e foarte complicat să ții atât de mult loialitatea publicului și prețuirea publicului, și Hot News l-a reușit pe toate. Deci rolul meu va fi acela de a coordona, care, sigur, într-o redacție, ca în orice companie, înseamnă inclusiv micromanagement, să lucrezi împreună cu colegii tăi la texte, dar de data asta, încă o dată, în afară de lucrurile rele, de eventuale bâlbe care sunt la mine, pecetea publicației, lucrurile de inovație, reușita a publicației se va duce la această nouă generație de jurnaliști, care și la Hot News este destul de puternică, a fost puternică și este puternică și în echipa care se adaugă. Din punct de vedere, nu știu, administrativ, ca să zic, Cătălin Tolontan acum este angajat al Hot News
și subordona conducerii Honius, care rămâne aceeași, Răzvan Ionescu și Dragoș Vâlcu. Ei sunt, Dragoș Vâlcu este investitorul Honius, Răzvan Ionescu rămâne directorul general. Avem șansa unui director general care a fost jurnalist decenii. Asta e foarte important. Asta am spus încă de când am venit și acum 6 ani la Libertatea. Și multă lume... Multă lume m-a dezaprobat. Am continuat să spun așa cu o consecvență care nu ține de mine, ci de felul în care interpretam realitatea. Mihnea Vasiliu a fost un extraordinar manager venind dinspre jurnalism. În general ne raportam la oamenii care conduc, la manager, la oamenii care țin bugetele și așa, cu și publicul. Cine sunt ăștia? Sunt niște birocrați cu mânecuțe, niște contabili... nu e deloc așa, nu că a fi contabil ar fi, e rău. Sunt niște oameni de care depinde foarte tare dezvoltarea produsului respectiv. Cu Răzvan Ionescu ai mai lucrat la Gazeta Sporturilor în urmă cu 20 ceva de ani, dacă da. Nu mă înșel. Ei, deci pe proiectul Honius ești angajat al Honius. Da. Nu ești pe, nu ești pe companie proprie. Nu există companie proprie. Hai să vorbim puțin de oamenii implicați în proiect. Eu m-am uitat pe listă și n-am putut să nu fac o corelare cu cei plecați de la Libertatea și de la Gazeta Sporturilor. Nu-i găsesc pe toți aici. Mai sunt și alte nume pe lângă ce am văzut în comunicatul pe care l-ați dat azi. Nu știu, mă refer, stai să-i chiar încerc să-i și citez. Sunt așa Dan Duca, Cristian Andrei, Laurențiu Ungureanu, Simona Voicu, Adrian Cochino, Adelina Mărăcine, Sebastian Pricop, Dan Udrea, Vlan Nedelea, Alina Mărculescu Matiș, Andrei Luca Popescu, apaia de la Panorama, adică tot din grupul Honius, și Elena Stancu cu Cosmin Bumbuț. Da, și oameni de la sport, pe care nu știu dacă i-ai citat. Deocamdată aceștia sunt cei care apar în... Dan Udrea, da, i-am citat, sigur că da. Okay. Pentru că noi am avut o dilemă în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum câteva luni la GSP și la Libertatea. Am fost puși în situația de a încerca să ajutăm mai mult puțin oameni sau aceea de a ajuta mai puțin pe fiecare, dar mult mai mulți oameni. Și nu ne referim acum doar la jurnaliști, da? De a lucra împreună cu oameni, ci inclusiv la publicul la care ajungi cu informațiile pe care reușești să le găsești, să le descoperi. Da? Adică, altfel spus, poate că n-ar fi fost mai comod o încercare singulară de a avea un mic site al nostru, cum sunt site-uri extrem de valoroase în România. Da, mi-a luat una întrebare. De ce Honius și nu un proiect? Dar asta ar fi presupus, în primul rând, un număr mic de jurnaliști, asta e realitatea economică, și în al doilea rând, mai puțin cititori la care să ajungă informațiile pe care noi încercăm să le găsim. Și noi suntem credincioși în continuarea acestei idei că ar fi bine ca ideea de presă independentă, de serviciu public, să nu părăsească mainstream-ul. Pentru că, în mod realist, dacă ne uităm la primele 30 de site-uri în România, ca RICI, ca penetrare în satele, în orașele mici din România, chiar și în urbanul mare, nu vom găsi niciuna dintre excepționalele inițiative alternative de presă. Vom găsi tot marile titluri importante, care de zeci de ani au o legătură de credibilitate cu publicul. Și am zis că este... să facem această încercare. Așa se explică nu doar Hot News, ci și sportul. Pentru că vreau să lămuresc și acest lucru. Da, vorbim și de zona de sport, sigur. Adică brandul de sport, noi vom construi o publicație de sport la care lucrăm, care va fi independentă. Nu va fi o secție de sport a lui Hot News, nu va fi o verticală în Hot News. Va fi pur și simplu o publicație cu propriul său nume, cu propriul său destin, într-un parteneriat strâns cu Honius, pentru că avem nevoie unii de alții. Și Honius are nevoie de investigații în sport, pentru că asta vrem să facem. Deci va fi ca gazeta din vremurile bune, nu? Nu. Sunt sincer. Noi nu vom concura, pe de-o parte, cu această publicație de sport Gazeta și nici Libertatea cu Honius, da? Sunt piețe diferite. Fiecare redacție nouă care se adaugă este un câștig pentru public. Tot respectul pentru echipele de la Gazeta și de la Libertatea, le doresc tot succesul în lucrul lor, în libertate editorială și în autonomie editorială.
Nu vom fi competitori, nu vrem să facem o altă gazeta sporturilor. Nici nu putem de altfel. Resursele, acesta este adevărul, resursele vor fi mult mai mici decât resursele de la GSP. Vrem să facem o publicație? Noi credem că n-am vrut să renunțăm deloc la sport. Ne-am bătut foarte tare să obținem cumva acest lucru, să facem această construcție. Pentru că noi credem că sportul românesc are foarte multe povești de spus. Și da, ok, știm cu toții, sunt foarte mulți bani de la firmele de pariuri sportive băgați în momentul ăsta în sport. Au câștigat cumva marile reflectoare. Bun, vom merge noi la firul ierbii, vom încerca să povestim oamenilor ceea ce, da, aici cumva se leagă. Povesteam când eram reporter acum 30 de ani și încercam să ajungem la fiecare meci, poate la fiecare echipă, inclusiv de divizia C, la jocurile de copii și juniori. Dar apropo de, uite, sunt două lucruri, dar le voi lua pe rând ca să nu uit de vreunul. Unu, ai spus o publicație cu propriul ei nume. Adică, ce nume va avea această publicație? Suntem într-un proces. Nu știm în momentul ăsta care este numele. Lumea orice este, evident, Hotsport, nu? Am același răspuns. Suntem într-un proces. Deci încă nu e luat. Nu este un nume fixat. Acum, această publicație va fi doar online, pentru că nu spuneți... Da. Va fi o publicație online. Va fi o publicație de la online. Și conceptul ei, care să fie diferit de GSP? Păi, ca un jurnalist bun ce ești și interesat de piața asta, dacă te uiți care sunt numele, că și la sport se aplică aceeași regulă pe care am încercat să o spun cu sinceritate aici. Nu voi fi responsabil decât pentru ce nu merge, pentru momentul în care va avea vreo luxație publicația respectivă. Numele care apar deja și alte nume care sperăm să apară în scurt timp, vor putea să vorbească despre conținutul publicației mult mai bine decât mine. Dacă vorbești de o publicație sportivă, când vorbești de Gazeta Sportului și de echipa lui Cătălin Tolontan, automat vorbești și de Ovidiu Ianițoaia, cel care a creat... tu ai vreo idee ce Ovidiu Ianițoaia este acum la Gazeta Sportului? El va fi sau nu va fi în acest proiect? E bună întrebare. Ovidiu Ianițoaia este una din stâncile carierei mele. M-am uitat la el și m-am sprijinit pe el ori de câte ori am avut o încercare sau o dilemă profesională. Și da, ne dorim să lucrăm și eu și colegii mei, ne dorim să lucrăm cu Ovidiu Ianițoaia. Asta depinde însă de foarte mulți factori și în primul rând de respectarea libertății lui de a alege. Am lucrat cu Ovidiu Ianițoaia, pentru că nu mai lucrez acum, dar am fost dat afară de 31 de ani, dar l-am provocat pe Ovidiu Ianițoaia încă înainte de a lucra împreună. El lucra la Sportul Românesc, eu la Gazeta Sportului, care era publicația ceva mai conservatoare, mai învechită pe vremea aceea și țin minte și acum că mă bucuram ori de câte ori aflam din redacția competitoare că reportajele mele l-au enervat pe Ovidiu Ianițoaia pentru că găseam știri pe care uneori trimișii ziarului pe care el îi conducea nu le găseau. Asta arată că a fost un reper pentru mine și este un reper pentru mine. Pe de altă parte, repere pentru mine și stânci pe care îmi bizu și eu inițiativele sunt toți colegii mei care au riscat tot, nu doar în momentul despărțirii de GSP sau să zicem cei care au fost dați afară, dar chiar și unii oameni care nu sunt trecuți în comunicatul respectiv pentru că sunt în momentul ăsta în perioadele de preaviz. Curajul, nu știu, Ioanei Mihalcea, al Cristinei Negrilă, al lui Florian Dinca, al lui Teo Jumătate, colegi care au renunțat la siguranța excepțională a Gazetei Sportului, care va rămâne o publicație importantă, să sperăm, pentru, după cum și Libertatea va rămâne o publicație importantă, eu sunt dator să le apăr în continuare dreptul de a se exprima liber. Și ca să continui să încheiem cu Ovidiu Ianițoaia, în ce fază sunt acum aceste, nu știu, dacă sunt discuții, dacă e mai mult decât... Suntem într-un proces, nu pot spune în momentul ăsta mai multe, da? Și tu ai avut dreptate când ai insistat. Am avut și un pic dreptate, dar am greșit insistând și eu să nu vin. De foarte mult timp mă rogi, hai să vin o să vorbești. Am spus, suntem într-un proces, încercăm să construim mai multe lucruri. Credem că unele vor fi o surpriză pentru piața din România. Nu credem că multă lume mai spera să există o publicație de sport pe lângă cele 12. Dacă le numeri, sunt 12 publicații de sport și unele foarte bune. E un risc pe care și-l asumă și oamenii care bagă bani și
cei care vin să lucreze la această publicație. Dar ai avut dreptate, publicul are nevoie de explicații, fie și în fazele intermediare. Numai că, în același timp, nu pot să îl duc cu preș. Nu pot spune mai multe decât știu în acest moment. Așa lipsește și Cătălin Țepelin din lista respectivă. Cătălin Țepelin, da? Era una altă întrebare, evident. Cătălin Țepelin, și unul dintre motivele pentru care n-am vrut să vin este, și ți-l spun direct, și este, da, este o critică la adresa voastră, da? Nu suntem omniștienți, greșim ca jurnaliști. Evident. Și nu sunt omniștienți nici când spun asta, poate greșesc eu acum, nu? Această personalizare permanentă a echipa lui Tolontan este absolut lipsită până la urmă, nu doar că nu e benefică, eu cred că a ajuns să nu mai fie o realitate. Cred că reflectăm uneori ceea ce ni se pare nouă că este realitatea, pentru că sună personal așa și ușor de identificat și ignorăm astfel o realitate comună sau colectivă în cazul ăsta, care e mai greu de explicat. E greu de explicat, dar, de exemplu, Cătălin Țepelin este omul care a condus Gazeta Sporturilor de sine stătător, autonom și cu un succes extraordinar, fără ca eu să avru merit în ascensiunea lui. Deci, de mult la Gazeta Sporturilor nu mai exista echipa lui Cătălin Tolontan, ci echipa mai degrabă condusă de Cătălin Țepelin. Întrebarea, dacă jurnalistul Cătălin Tolontan nu se înțelegea cu Hornius, mai veneau ceilalți 20 de ziariști fără Cătălin Tolontan la Hornius? Da, eu cred că da. Ei, unii dintre ei primiseră deja oferte de dinainte de ca noi să intrăm într-o discuție mai aprofundată cu ei. Dar sigur că veneau. Și uite, îți dau exemplu Recorder, da? Colegii de noștri sunt acum la Recorder și fac un lucru extraordinar la Recorder fără mine, fără nicio legătură cu mine. Și mă bucur că sunt acolo. E o probă a valorilor. Și o generație nouă. Și tu ai un fost coleg, da? Pe Raul, da, Bambu, care a ajuns acum la Recorder, exact, da? Exact, așa este. Bun. E timpul să vorbim și despre acești oameni, pentru că ei produc lucruri valoroase și servesc publicul foarte bine. Evident, da. Știi cum e, în apărarea mea, și aici nu știu dacă poți să mă contrazici, noi în jurnalism vorbim de locuri comune și de oameni relevanți pentru un anume fel de a face lucrurile. Întâmplător sau nu, Cătălin Tolontan e modul de a defini jurnalismul într-un anume fel. Asta crezi tu. Sunt foarte mulți oameni care pe bună dreptate mă critică și este dreptul lor. Admit faptul, și de asta sunt acum aici, chiar și în mijlocul unui proces, că mai avem lucruri încă neterminate, importante, credem noi, de impact, credem noi, pentru perioada următoare, pe care nu le pot detalia, dar am venit pentru că am într-adevăr o responsabilitate și față de public, în primul rând, dar și față de colegii mei să vorbesc uneori, da? De pildă, unul dintre proiectele care nu este deocamdată dezvăluit, în unul dintre proiecte, în sfârșit Răzvan Luțac va fi șeful lui Cătălin Tolontan, la modul propriu. Răzvan Luțac și Iulia Roșu o să fie șefii mei într-un alt proiect, era și momentul, adică Răzvan Luțac a intrat la 18 ani, este Peter Pan al presei din România, a intrat la 18 ani în redacție, a făcut vreo 25 de ani la un moment dat, după vreo 10, da? Și a rămas undeva sub 30 de ani, în mod misterios, nemai îmbătrânit, practic, da? E timpul ca să preia și o altă generație răspunderea managerială a unor proiecte serioase, pentru că, încă o dată, e timpul ca și binele să fie organizat mai mult decât până acum. Acum știi cum, doar o secundă de trebuie, că vreau să fim și noi organizați în lucrurile pe care le vrem să le cât de cât clarificăm. Această nouă publicație, cam ce profil va avea, bine, jucând de când după ce a făcut Răzvan Luțac până acum, pot spune că va fi una de investigație, dar eu te întreb direct, nu vreau să presupun. Dar nici eu nu pot să spun. Tu poți doar să că va fi o publicație nouă. Da. O publicație nouă. Care depinde însă de foarte multe lucruri, așa cum depinde și publicația Sport, așa cum depinde și dezvoltarea Hornius, de un alt stil de a reacționa al societății românești, pe care noi însă l-am întâlnit în perioada asta. Noi n-am căutat oameni sau companii cu care să vorbim. Suntem jurnaliști, e dificil să intru într-un astfel de dialog, însă au venit ei către noi și au spus un lucru la care noi nu ne-am așteptat. Nu pot de asemenea să dau nume, dar sunt companii care niciodată, foarte importante, extrem de importante, cu afaceri în România sau companii românești cu afaceri și mare succes în străinătate, pe piețe extrem de competitive, hipercompetitive, care au venit și au spus niciodată nu
am investit sau nu, nu am avut atenția plecată asupra presei. Ce s-a întâmplat însă, în ultima vreme, e prea mult. E prea mult. Și... s-a ajuns la un dezechilibru democratic și asta nu face bine publicului, nu vouă ca jurnaliști. Da? Și ne gândim să găsim modalități pentru a contribui și noi la ajutarea presei. Și asta, de asta spun, depinde. Lucrurile și până depind. Acum, de ce este n-au un proces. Ar fi întrebarea mea? Pentru că s-a ajuns aici și pentru că n-au pentru că la rândul lor au responsabilitatea mii și mii de angajați, sau sute, sau unor mii și mii de angajați, da? Și s-au temut pentru că modelul e că ai probleme cu guvernele cam oriunde investești în presă. Și doi, li s-a părut că genul ăsta de autocrație spre care România, din păcate, merge încet, încet, și sisteme politice tot mai puțin competitive și tot mai multă dominație din partea celor aflați la putere, s-a agravat în ultimii ani. Și atunci sunt foarte, foarte îngrijorați în legătură cu asta. Ca o paranteză și apoi revin la publicația de sport, în perioada în care ați discutat în aceste lumi, sau până să ajungeți la Hot News, la înțelegerea asta, au existat astfel de discuții cu posibili investitori care să spună, mă, nu ne băgăm cu voi că voi sunteți cu investigații, voi ne creați probleme, voi mai întărâtați lucrurile, nu vrem. Asta le-am zis noilor. Atenție, dacă veți intra, există riscul acesta. Unu, că nu veți obține nimic ca serviciu public, nu veți putea influența opinia publică în niciun fel și lucrul ăsta este destul de clar pentru toți partenerii prezenți, viitori ai Hot News sau oricăruia dintre proiectele acestea, că nu vor obține nimic de la noi. Și le-am spus noi onest că e posibil să existe probleme, tocmai pentru că atât Hot News, care are, apropo, Hot News are Catiușa Ivanov, Dan Popa, sunt oameni care fac investigații serioase acolo, da? Atât Hot News, cât și publicația de sport, care va reactualiza tradiția de investigație a presei sportive din România. Sperăm să contribuim și noi la lucrul ăsta, fac și alții și felicitări, dar vrem să contribuim la asta cât mai mult, cât și cealaltă publicație pe care încă nu avem total configurată, vă vor crea probleme. Le-am spus clar acestora mei. Și spre surprinderea noastră, că sunt, vreau să fiu direct, au zis da, probabil că știm, poate nu intuim chiar tot, da? Veți fi tăbăl... Pentru că, în general, oamenii de afaceri n-au intrat în presă, au spus că vine ANAF-ul peste ei, prescurtez, da? Nepermis lucrurile. Și le-am spus nu, ăsta e epocă trecută. Poate că se întâmplă și asta. Acum însă veți fi tăvăliți la televiziune puterii, acolo unde se duc zeci și zeci de milioane în fiecare an de la partide, veți fi murdăriți voi, familiile voastre, ceea ce știm, veți fi atacați personal, cu preferințe, credințe și orice altceva, doar pentru că participați la... încercați să participați într-un fel, da? Și... Bine, oamenii ne-au spus un lucru interesant. Știți care e problema cu indiferența? De fapt, indiferența nu este o luptă între cei buni și cei răi, da? Nu, indiferența e, cumva e în fiecare dintre noi. Tendința de a spune, domnule, nu cred în presă, ăștia își plăjește pe cineva, e în fiecare dintre noi, inclusiv în noi jurnaliștii. Și atunci au spus ei, noi încercăm să facem ceva. Vom vedea, încă o dată, suntem într-un proces, nu avem certitudini pe toate planurile. Da, investigația totuși este un proces jurnalistic extrem de costisitor și în materie de resurse de muncă fizică și în materie de resurse financiare. Nu știu, dau un exemplu doar faptul că, nu știu, Gazeta a trimis oameni în Canada pentru a investiga cazul Simona Halep. Asta înseamnă totuși resurse. Cum o să fie asigurate astea? Iar prima resursă a fost cu Sin Ștucan, de fapt. Adică jurnalistul a antrenat 20 de ani, unul dintre primii jurnaliști români care făcea parte din consorțiile de investigații internaționale, aia e resursa principală, nu biletele de avion și cazare. Da? Costul mare al vocației este la Costin Ștucan. Și l-ați luat în calcul cum acoperiți costurile astea care sunt mari, adică ce înseamnă investigație, toate genurile pe care voi le promovați, da. Înseamnă... E un proces de explicare, noi trebuie să explicăm publicului în primul rând, societății, companiilor, celor care vrea să intre, exact ceea ce spui tu acum. Da, numai că investigațiile trebuie făcute, indiferent cât durează, indiferent ce riști și indiferent cât costă, că altfel n-ai ce să faci.
Altfel ajunge în situațiile blocante. Emilia Șercan, ieri la lansarea de cartea Mariei Ressa, laureata Premiului Nobel pentru Pace, jurnalista filipineză, a spus foarte clar: am statistica articolelor mele. De când sunt aproape singură și atacată de fiecare dată, articolele mele au scăzut de la 8 la 0 în intervale de timp, da? Dacă ei continuă să facă asta și sunt bine organizați și care vor să oprească faptele să ajungă la oameni, și se știe, da? Cine ți-a faptele, ți-a libertatea, de fapt, ca cetățean. Dacă ei sunt foarte bine organizați, e cazul să încercăm să ne organizăm și noi, mai bine decât atât. Voi ați luat, ați pus pe hârtie în Excel-uri, cam de cât am avea nevoie, cum am avea, și ați tras linie, ok, avem de strâns, în cât timp strângem acești bani, de unde îi strângem, ce facem dacă nu reușim să îi strângem în timp util? Noi credem că o să îi strângem. Noi credem că societatea românească este într-un punct în care oamenii realizează care este efectul lipsei de informații asupra cetățenilor. Se vede cu ochiul liber, da? Sunt protejați mai degrabă cei puternici decât sunt încurajați oamenii care produc în țara asta. Vreau să revenim puțin, că am făcut multe paranteze, dar au decurs din discuție. Spuneai la sport de zona de pariuri, da? Zona din cauza căreia ați plecat de la Gazeta Sporturilor, pentru că de la asta a pornit, de la faptul că managementul a cerut. Da, din cauza lor, că relația noastră directă nu era exact cu ei, da? Noi nu avem absolut nimic cu ei. Niciuna dintre aceste proiecte nu poartă vreun germene de revanșă față de nimeni. Nici față de fostele noastre publicații, nici față de companiile de pariuri sau față de orice alte companii, nume, categorii, nu. Niciodată n-am judecat așa. Nu era, adică, până la urmă, dacă ei vor să obțină anumite lucruri de la jurnaliștii, pot să întrebe, pot bate la ușe, da? E treaba celor care le deschid ușile către redacții. Acolo este una dintre probleme. Adică casele de pariuri se vor regăsi printre clienții noului proiect? Noi rămânem credincioși aceleași principiu. Treaba mea ca jurnalist este să se informeze publicul, nu să arbitrez între cine intră și cine nu intră într-o publicație. Asta este credința noastră și asta a fost discuția pe care am avut-o cu Honius de la început. Așa cum voi nu puteți dicta administrația Honius, da? Și Răzvan Ionescu, managerul Honius, cunoaște foarte bine lucrurile astea și l-a practicat și el întotdeauna. Așa cum ei nu pot să dicteze și nici să vadă ceea ce scrie redacția, nici redacția nu dictează ce publicitate intră. Cine sunt eu să hotărăsc ce firmă este virtuoasă sau nu? Da? Motivul de anumite pentru care am plecat a fost tocmai acesta, că se încălca o graniță între editorial, între și comercial. Editorial și comercial, da? Încă o dată, nu sunt pus, nu asta este meseria mea, să arbitrez între industrii, în niciun caz, să dau note de virtute a industriilor. Din potrivă, îi respectăm pe toți la fel și nu avem și relatăm, indiferent dacă îi cheltuie sau nu, nici nu știm, nu mă interesează acest lucru. Da? Nu depinde de mine. Deci dacă va exista publicitate la pariuri, poate exista. Și există în momentul ăsta în Honius. Da, nu mă referam la proiectul, în primul rând, la proiectul de sport. Nu, încă o dată, nu am... Separarea asta între editorial și comercial este una dintre cheile independenței și funcționalității presei din toată lumea. La publicația sportivă, deci dacă la Honius Cătălin Tolontan este angajat, la publicația sportivă vei avea același statut sau... Sper să pot scrie mai mult decât până acum sport, da. Asta pot să spun. Asta ca scritură, dar din punct de vedere administrativ, va fi o nouă firmă sau cum va fi? Subordonatul lui Cătălin Țepelin voi fi. În sensul că voi scrie pentru această publicație sportivă. Dar ea va fi editată pe o altă companie sau cum va fi? Da, va fi editată pe o altă companie decât Honius, din câte știu eu. Dar intrăm într-un proces, într-o discuție administrativă pe care nu pot să o port până la capăt pentru că nu am elementele. În această nouă structură, chiar nu e treaba mea asta. În această nouă structură îl vom vedea pe Cătălin Tolontan și ca antreprenor? Nu. În niciun caz. Nu. Acesta este un lucru pe care l-am decis de foarte multă vreme. Nu știu dacă e bine sau rău, nu fac judecăți de valoare, în niciun fel, pur și simplu. Adrian Sârbu a vrut să-mi dea acțiuni,
ringhi acum 20 ceva de ani, nu doar mie, ci și lui Ovidiu Nițoaia. Da, Ovidiu Nițoaia a avut. Nu la ringhi niciodată. Nu la ringhi, a refuzat. Vorbesc despre ringhi acum 20 ceva de ani, da? A refuzat și Ioan Nițoaia, am refuzat și eu. Și nu fac din asta o alegere etică, ci pur și simplu nu funcționează la mine lucrul ăsta, atâta tot. Nu judec nimic altceva. Și cine vor fi acționarii pe zona de sport, de exemplu? Dar nu știu exact care este participarea lui Dragoș Vâlcu și cum. Asta cred că acestea sunt chiar întrebări pe care... Fac parte din întrebări pe care trebuie să le pui lor, pentru că fac parte din această diferență între zid, între biserică și stat, adică între editorial și comercial. Deci Dragoș Vâlcu va fi unul dintre ei, cel care este și acționat la Hoynes. Nu știu exact Hoynes. Cum, dar da. Răspunsul și da. Tot pe această nouă entitate va fi și noul proiect cu Luțac? Nu. Acel proiect va fi independent în afara controlului patrimonial al oricărui om sau al oricărei alte entități. Deci acum... Ăla va fi un proiect despre care vom vorbi în viitor. Nu pot spune mai mult decât asta este informația pe care am putut să o dau. În sfârșit voi avea șefi mult mai tineri decât mine ca să repetăm un ciclu care se tot repetă și cred că e foarte bun. Până la urmă, actul ăsta de predare a responsabilității, a puterii către un caracter colectiv însoțește fiecare încercare de succes durabil în orice industrie, nu doar în presă. Pe publicația de sport v-ați gândit, mai trebuie să ajungem, când vorbiți de cifre, la o anumită țintă, nu știu, de trafic sau v-ați pus astfel de repere? Ne-am pus și avem un răspuns căruia îi vom fi credincioși. Credem că e timpul să nu scriem mai mult, ci mai bine. Am trecut prin multe etape, am făcut greșelile noastre, nu suntem nici pe departe infailibili. Ne-am angrenat și noi în lupta de volum, multe știri, multe informații. Până în lumea au fost criticile cu fetele de pe GSP și așa mai departe. Încă o dată, avem greșelile noastre în traistă, în raniță. Învățăm de la cei mult mai valoroși decât noi. Mă întorc la cartea Mariei Resa, lansată de curând. E o capodoperă de relație cu marile companii, nu e despre jurnalism, e o carte despre cum relaționează orice cetățean cu forțele care îi modelează și îi afectează viața, printre care companiile de zei internetului, da? Social media și nu numai. Și ea spune foarte clar acolo, da? Scriem prea mult și uneori nu atât de bine. Poate că e caz să scriem mai puțin. Și acum uite că vorbeai de lansare. Deci, asta va fi una dintre politici. De lansare. De asta nu ne batem cu site-urile mari de sport, nu suntem acolo, vom dori să facem altceva. Vom vedea, poate că nu reușim. Încă o dată, dacă nu reușim, reclamațiile, oamenii știu adresa mea de mail și contul de Facebook. Voi pentru cât sunteți pregătiți să rezistați până când, că v-ați spus, mai nu știu, ne trebuie cam un an, doi, nu știu, până când vedem cum merg lucrurile și dacă ducem mai departe acest proiect de sport. Noi am încercat să discutăm pe un termen de 10 ani și am găsit oameni care știu să discute pe termene de 10 ani. Așa au spus. Sigur, acum da, nimic nu e cer. Depinde de puterea de muncă, de cum va reacționa publicul. El judecă până la urmă. Dar el cere, el judecă. În momentul de față, lăsând la o parte ce se va întâmpla, ce succes de public va avea, cam pentru cât sunteți pregătiți să funcționați, de exemplu? Pentru totdeauna? Păi e vorba de bani. Pentru totdeauna? E vorba de bani. Ca jurnaliști, aceste calcule economice nu le fac eu. Sunt jurnalist, mă ocup de zona de editorial, ai interlocutori și publicul are interlocutori în alte zone care se pricep mult mai bine decât mine. O să ne întoarcem puțin la Hoynes, pentru că în comunicatul de astăzi se vorbește despre extinderea Hoynes. Care sunt direcțiile în care, la care lucrați, pentru că ai spus că e un proiect în derulare, pentru extinderea a ceea ce este acum Hoynes? Pentru mine Hoynes era una din primele surse de informare, indiferent unde am lucrat în ultimele decenii în presă. Hoynes este o publicație cu o prestație excelentă, cu o reputație foarte bună și mai ales ceea ce se întâmplă rar în România, unde
se intră pe site-uri, se sare dintr-un în altul, cu un număr mare de oameni, cu sute de mii de oameni care intră direct pe Honius și își au informația de acolo. Da? Nu, Honius are nevoie de, nu de o schimbare, ci de o extindere, de o modernizare, de lucruri care țin, care se fac oricum, da? Cu sau fără noi ele se făceau. Vreau să spun că sper ca publicul să regăsească același Honius, dar mai bun, știu că spun o banalitate, pentru mine Honius este locul unde intri ca un ordonator al realității curente, al informațiilor și din România și din zona internațională, să te asiguri că tu și viața ta sunteți acolo fără să se fi întâmplat o catastrofă între timp de care tu să nu știi. Asta e sentimentul pe care îl am eu cel puțin în calitate de om care intru pe Honius și vrem să păstrăm acest sentiment. Honius, Ioan Mărgărit, când a fondat acum 25 de ani, a avut o intuiție extraordinară. Honius a fost, la Honius au lucrat jurnaliști extraordinari, un redactor șef unic, probabil în presa română, Cristian Pantazi, jurnalistul despre care toată lumea știe, Dan Tăpălagă, actuala conducere a Honius și oamenii care au ținut Honius tot timpul. Deci Honius este o publicație la care pur și simplu te adaugi și lucrezi și tu în serviciu public. Dar da, sunt lucruri pe zona tehnologică, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit acolo pe la Honius, ca la orice site de altfel, de oriunde. Tot timpul ai nevoie de schimbări. Când vom vedea ceva în ce se întâmplă acum pe Honius? Când vom începe să vedem? Durează mult. Durează luni și luni de zile. Vreau să fiu onest. Adică, practic, rezultatele a ceea ce ați pornit acum le vom vedea? E vreodată altfel? Atunci când încerci să faci lucrurile serios, chiar dacă nu ți ies decât într-o anumită un anumit procent, nu e niciodată altfel. Uite, chiar îmi spune ce o întrebare, dacă din punct de vedere a orientării, cum va fi Honius? Va fi mai progresist? Va fi mai conservator? Aveți în minte o poziționare de tipul acesta? Da, să găsească lucrurile relevante și să le publice, dacă sunt de interes public și adevărate. Cam asta este. Asta este ca idee. Da. Așa. Și tot că vorbim de cum a reușit Honius sau partenerii de la Honius să vă convingă pe voi, măi, hai să faceți cu noi un proiect împreună, nu cu alții. Nu sunt foarte multe variante. Sincer, nu sunt foarte multe. N-au rămas foarte multe variante gata să primească voci incomode, semnături deranjante și care scormonesc. Acesta este adevărul mainstream-ului din presa românească și de asta și spunem că fiecare redacție care își face onest meseria, și sunt redacții multe care își fac onest, e importantă în felul ei și că ne adăugăm, nu concurăm, nu vrem să distrugem, nu vrem să îngropăm pe absolut nimeni, pur și simplu. Ne încercăm să ne adăugăm și noi. Da, chiar uite, până la Honius, cât de mult v-a sunat telefoane, cât de mult ți-a sunat ție telefonul, în mod sigur, să îți spună, hai să facem ceva. De la investitori, adică serioși, nu vorbesc de... Nu, chiar serioși. Am avut îndemnuri și le-am explicat oamenilor că noi credem că o soluție precum Honius este o soluție foarte bună, pentru că a lua acum de la zero o variantă, inclusiv antreprenorială, nu era ceea ce noi căutam. Am mai explicat, decât să am încercat să ajutăm mai mulți oameni, chiar dacă pe fiecare dintre ei ceva mai puțin. Și atunci am fost loial ideii că totuși vrem să rămânem în mainstream cu toate problemele pe care și noi le-am creat și alții le-au creat nouă, nu mai intrăm în detalii. E prea devreme acum ca eu să mă refer la ringhie. E prea proaspătă rana, astfel încât să am o judecată obiectivă asupra ceea ce s-a întâmplat, dacă voi putea avea vreodată, nu știu. Da? Dar indiferent cum au stat lucrurile, noi ne-am susținut poziția, am spus că nu cedăm niciodată în fața comercialului și că încercăm să rămânem în zona asta care sună atât de rău. Știu că ori spun mainstream, mai scade un pic și oamenii poate să mă enervează pe mine, mai scade un pic din încredere. Dar distribuție nu vreau cât să-i mai mint, largă. Dar nu vreau să-i mint. Dacă vom părăsi mainstream, lăsăm
90% din această țară cu o informație precară. Deci principiul vostru este că mainstream-ul poate face diferența în această meserie, diferența majoră. Și în această societate, în comunitățile în care trăim cu toții. Da, credem acest lucru. Fără a devaloriza în niciun fel munca, de-aia am și încercat să deschidem permanent și vom încerca să deschidem și la Honius către presa alternativă, către producțiile valoroase de acolo. Da? Colegii de la Teleleu, da? Exact. Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au avut o contribuție extraordinară în ultimii ani la a veni cu lucruri care în general erau de nișă sau erau receptate ca fiind de nișă, dar de fapt ele aveau foarte mare impact social și foarte, a relata ani de zile în mod profund despre diasporă, despre problemele lor, ciclurile pe care le-au făcut acolo, din Olanda, Norvegia și din Marea Britanie în Germania, de la, cum să zic, chiar de la firul ierbii la propriu, până la oameni de, cu profesii extrem de visate de toată lumea, au valorat foarte mult, după părerea noastră, în materie de informare. Și printre oamenii aceștia care v-au, sunt, au fost și oameni de afaceri foarte puternici? Da, au fost. Și încă o dată, poate că noi credem că această pledoarie pentru a munci mai mult, de fapt, și pentru a fi ceva mai stresați de a rămâne în mainstream, este o pledoarie care nu e carismatică, înțelegem, nu e cool, poate e cool să faci ceva mai mic și să strălucească, dar e necesară. Dar trebuie să fim sinceri cu oamenii ăștia, să le spunem foarte multă vreme în presa mondială, și granturile, și oameni de afaceri, și publicul s-au orientat cu donații, mai ales către organizațiile mici sau chiar foarte mici, da? Cumva, încet, încet și-au dat seama, odată pentru că multe au căzut și nu s-au putut susține, și din alt motiv pentru că și-au dat seama că e foarte greu să lupți dacă ești mic cu mașina asta uriașă a dezinformării sau a furiei care e propagată permanent pe net, inclusiv de rețelele sociale, e foarte greu să lupți dacă ești mic. Nu poți să aperi democrația într-o țară de 19 milioane de locuitori cu asemenea întindere, cu atât de multe domenii, având doar câteva excepționale altfel buticuri de presă. Am mai spus lucrul ăsta, dacă eu aș fi mogul la Botoșani, aș prefera să existe 20 de buticuri de presă în această țară, dar nu două sau trei redacții care să dea 100 de știri pe zi, că poate mă nimerește o alicea a uneia dintre aceste redacții pe zi, odată, da? Pe mine, am spus, pe șoferul meu sau pe oricine altcineva, dacă aș ocupa poziția de politician sau de apropiat unui politician acolo. Pe când, dacă s-ar publica odată la o lună sau de două ori pe lună, ce șanse ai să ajungi vreodată la Botoșani cu o relatare? Sigur, e presa locală cât mai este, dar altfel ce șanse ai să ajungi să scoți la iveală lucrurile din țara asta, care e imensă, până la urmă și la nivelul UE, este o țară importantă. Dar dacă omul acela de afaceri v-a spus, eu vă dau atâtea resurse încât puteți să vă faceți direct mainstream, să aveți o redacție de 200 de oameni. Nu credem în soluții miraculoase. Credem în soluții adăugate, colective, în care oamenii se coopereze între ei, în care să pornești mai mic poate și să crești, și în soluții probate în timp. Hot News este o redacție în care munca acelor oameni a adus rezultate în foarte mult timp. Sunt lucruri pe care le poți să le faci în luni și lucruri pe care nu le poți face decât în decenii. Da, pentru că... E enervant, știu, da. Așa decurge meseria asta. Și chiar dacă, nu știu, v-ar fi spus că nivelul investiției ar fi fost chiar mai mare decât aveți voi aici la proiectele pe care lucrați, la Hot News și la Sport? Da, chiar dacă. Chiar dacă. Sunt lucruri pe care n-ai cum să le recâștigi în 3 ani de zile. Da, v-ați gândit, pot să mă opresc de gândit, dacă v-ați gândit că, ok, omul ăsta de afaceri nu oferă atâta susținere, dar dacă la un moment dat o să vrea ceva înapoi? Păi vezi, și asta e o discuție foarte importantă, da? Pentru că aici nu e vorba de buna credință a cuiva sau e vorba de faptul că trebuie să creezi sisteme care să te protejeze, agreate, reguli, contracte, astfel încât să te protejeze de, să zicem, nu o rea credință, ci pur și simplu la un moment dat de o cedare, de o teamă, de o problemă pe care o are oricare dintre noi. De asta spuneam la începutul interviului că mai ușor cu Tolontan și mai mult cu sistemele, cu echipele și cu mărcile până la urmă.
Oricare dintre mărcile astea este mai importantă decât oricare dintre noi, iar profesia este cu atât mai importantă decât oricare dintre noi. Și oricum, avem mult mai multă nevoie noi de echipe și de profesie decât au echipele și profesia de oricare dintre noi. Da, e într-o perioadă în care e foarte greu să găsești oameni pentru a construi astfel de echipe. E adevărat, dacă ne uităm ce se întâmplă, să spunem așa, l-au scos pe CTP de pe televiziune, pur și simplu, da? O blochează pe Emilia Șercan deja de ani de zile, târându-o în procese, în cercetări, în încercări de compromat. Ei erau cumva oameni care nu mai aveau redacții în spatele lor. Și asta e o lecție. Bun, Emilia, sigur, lucrează pentru Presoan, dar are o redacție formidabilă, dar o redacție relativ mică de la Cluj, da? CTP era mai degrabă invitat la Digi decât partea redacției de acolo. Asta e o lecție. E ușor să limitezi, pune și vocile cele mai importante și meritorii din nu contează acum că ne place sau nu CTP sau un alt nume, nu asta discutăm, vorbim despre importanța lor în spațiul public, da? Dacă Emilia Șercan, care este un om despre care cei mai importanti jurnaliști din lumea asta au vorbit elogiind-o, poate fi redusă, nu numai că au făcut-o să nu mai scrie, acum preventiv îi atacă și articole care se află în documentare. Deci ea a spus, da, n-am mai apucat să mai scrie niciun articol fiind atât de stresată și presată și documenta articolul la Biblioteca Națională și a ieșit directorul bibliotecii și a dezvăluit subiectul articolului astfel încât încearcă să o împiedice să scrie și când nu mai apucă să scrie, înainte de a scrie. Deci nu numai că îți compromit sau îți blochează articolul pe care apuca să-l dai sau te scode la televizor sau se întâmplă lucruri și mai grave, segmente întregi de redacții suferă, ci pur și simplu încearcă preventiv să aibă lovituri nucleare tactice care să te oprească înainte de a publica. Și în momentele astea ai nevoie de o susținere foarte mare din punct de vedere al publicații și ecosistem, întregul ecosistem. Voi ați luat în calcul, nu știu, partea asta de televiziune, cum să ajungem și în zona aia cumva, pentru că e foarte importantă? Tăcerea mea e rudimentară, dar este absolut sinceră. E foarte greu în momentul ăsta să ajungi în televiziune într-un moment în care românii continuă însă să consume cel mai mult televiziune, timp de televiziune din toți cetățenii UE și televiziunile noastre de știri, potrivit contractelor pe care Cristi Andrei le publică de ani de zile, continuă să furnizeze propagandă mascând-o în știri cumpărată de la partidele politice. Chiar, asta e tabloul. Asta e peisajul. Ce poți face tu aici? Tu, jurnalist, mă refer. Decât să scrii despre ce se întâmplă. Corect. Acum nu-i diabolizez televiziunile, sau sper că nu se înțelege asta, asta este intenția mea, sunt jurnaliști foarte buni la oricare dintre televiziunile alea care își fac în continuare treaba. Discutăm despre peisajul general. Care va fi relația Hot News cu partidele politice din punct de vedere al promovării electorale? Există o hotărâre celebră a Curții Supreme a Statelor Unite de acum câteva decenii, când o publicație importantă a refuzat să mai găzduiască publicitate electorală din partea unui candidat. Decizia Curții Supreme a fost: nu aveți voie să faceți așa ceva, pentru că dacă voi ați face așa ceva, ați blocat dreptul la exprimare și la informare politică în cazul ăsta a unor oameni și înseamnă că se presupune că ar trebui să deții presă ca să ai dreptul să te exprimi sau să fii în redacție, să zicem, da? Ca să ai dreptul să te exprimi politic. Ori nu puteți face asta, nu puteți bloca. Cred că e un punct de vedere foarte solid aici. Câte vreme ești transparent, câte vreme faci asta legal, în campanie electorală, când publicitatea este îngăduită, marcată, personal, nu e decizia mea, e decizia companiei, dar mie nu mi se pare că ar fi o problemă. Da? Să găzduiești publicitatea electorală. Altfel, nu contează numele partidului, altfel ce fac? Eu, publicație, hotărăsc că un partid n-are dreptul să comunice la mine?
N-are dreptul să comunice cu publicul său și las comunicarea cu publicul său doar la mâna mea, la decizia mea ca redacție. Uite, mă întreb ceva, inclusiv nu partide de tip AUR, de exemplu? Da, AUR nu are dreptul să comunice cu publicul său. Întreb și eu ce întreabă lumea. De ce să nu comunice cu publicul său? Este un partid legal înființat în România care se adresează unui segment important. Sondajele spun că din ce în ce mai important dintre concetățenii noștri, cred că trebuie să stea de vorbă cu ei, da? Nu poți opri într-un... Adică, mă gândesc așa, în campanie e normal ca oamenii care vor fi votați să se adreseze, măcar în campanie, oamenilor care îi vor vota. Să fie cunoscut, să-și formuleze ideile. Nu pot arbitra eu cine are dreptul și nu are dreptul să-și formuleze doar în ideile. Campanie, dar apropo de relația cu partidele în afara campaniei? Asta este o chestie care ține de lege. Deci aici trebuie să ne uităm efectiv la ceea ce prevede legea și oricum, dincolo de asta, la regulile jurnalismului, da? Hot News, ca orice publicație serioasă, a marcat lucrurile astea, da? Sau dacă nu, dacă nu sunt marcate, ar fi fost o greșeală, da? Nu știu, fiecare caz în parte, da? Dar regula asta este. Aici regula este să semnalezi publicului că un anumit material este publicitar, ceea ce mă întorc. Televiziunile nu fac, sau site-urile televiziunilor nu fac. Chiar dacă există riscul de a ca publicul să te judece exact în aceeași în nota asta, văzând publicitate chiar marcată, să spună că uite, păi de asta, pentru că are publicitate. Da, e logic ceea ce spui, e legitimă orice fel de îngrijorare a publicului, dar încă o dată, noi pentru asta ne-am luptat, să separăm cele două domenii. Nu cred că este ok să mă duc eu peste domeniul care atunci când a venit peste mine am reclamat acest lucru și am luptat pentru să fiu lăsat să-mi fac meseria. Oamenii ăia cred că au dreptul să primească informare. Publicitatea este și informare. Sau chiar la bază este informare, de fapt, da? Nu poți să oprești comunicarea, cred, câtă vreme ea respectă legea și respectă regulile jurnalistice. Ați luat în calcul faptul că poate politicul sau cei pe care voi de-a lungul timpului i-ați vizat în investigații ar putea pune presiune la posibil clienți, finanțatori, măi, nu dați acolo, că acolo este echipa lui Tolontan? Nu este echipa lui Tolontan, insiști în asta. Că sunt ziariști, da, nu suntem burigul pământului, nu credem că lumea se învârte ca să ne pună nouă piedici în roate. Da, și nu vrem să dramatizăm în maniera asta, doar că să ne victimizăm și eventual să atragem mai multă simpatie publică, nu credem că ar fi corect. E adevărat, a existat clar o miză, ca dacă e posibil să nu ne mai întoarcem sau să ne întoarcem într-o formulă cât mai mică și e bine în general în cazuri de genul ăsta în care servești interesul public să te uiți la ce vor adversarii tăi să faci dacă se poate invers. Adică dacă ei vor ceva mic, încearcă să faci ceva mai puțin mic sau poate ceva mai mare, da, mediu. Și așa mai departe. Dacă ei vor să nu fii liber, încearcă în continuare să respecti meseria să fii liber. Evident că a existat un interes, evident că sunt foarte mulți oameni deranjați de lucrul ăsta. Ne gândeam la un moment dat că vor rămâne jurnaliști care nu vor mai face jurnalism. Da, vorba cuiva, dar cine să mă angajeze pe mine în țara asta după ce am scris despre atâtea companii, am scris despre atâtea oameni corupți. Exact. Uneori, nu pentru că am scris noi, dar în fine, au intrat la închisoare, vă dați seama. Sunt niște oameni de neangajat, practic, dacă nu rămân în jurnalism. Ca să nu mai vorbesc că dacă ar pleca, cum se pleacă în PR, în marketing, profesia altfel foarte onorabilă ar fi însă o pierdere pentru, credem noi, pentru public. Pentru că discuțiile astea erau și când erați la Ringhie, că sunt presiuni să dați-mă afară o dată pe ea pentru că nu avem loc de ei. Încă o dată, e prea devreme, a trecut prea puțin timp și a fost prea brutal tot ce s-a întâmplat ca să pot să mă refer la Ringhie. Prefer să nu mă refer la Ringhie. M-am referit, pentru că cred în colegii noștri de acolo, dacă am fi avut posibilitatea, am fi lucrat cu continuare cu foarte mulți oameni de acolo, în primul rând am fi rămas acolo, n-am fi fost dați afară. Doi, că am fi dorit să lucrăm și în altă parte cu foarte mulți oameni, dar evident că există peste tot restricții de buget, limitări și așa mai departe. Prețuim echipele alea, le dorim succes, nu vreau să mă refer la Ringhie. Lucrurile pe care le-am spus
s-a auzit practic în toată lumea asta. Dacă în cazul Honius vorbim de un brand stabil pe piață de 25 de ani, în cazul publicației sportive va fi una nouă și din ce mi-amintesc, tu spuneai la un moment dat când ați plecat de la ProSport la GSP că cea mai grea luptă pe care ați avut-o de dus a fost cu propriul vostru brand pe care îl creaseți. E aceea situație acum când practic voi, echipa din spatele unui brand gen GSP, acum va trebui să dezvoltați un produs care, vrei nu vrei, va concura împotriva acestui GSP. Noi nu credem că va concura și am explicat și de ce. Dimensiunile sunt mult diferite ale celor două publicații, intențiile credem că sunt diferite. Intențiile, adică? Intențiile, felul în care îți faci profesia, în sensul în care vrei să atingi foarte multă audiență, să ești mai puțin centrat pe audiență. Și nu e ilegitim să atingi foarte bine, da? Și nu ești centrat atât de mult pe foarte multă audiență, ci pe alte lucruri pe care încerci să le oferi publicului. Deci nu cred că suntem în aceea, nu cred că suntem în aceeași situație. Alea au fost lupte epice ale din presa românească, e adevărat, lupte foarte grele, lupte frumoase din care publicul a câștigat. Nu vrem să concurăm, vrem doar încă o dată să ne adăugăm, ăsta e cuvântul. Nu pot ieși din această expresie, cred că este cea mai potrivită sau singura pe care o găsesc eu acum. În calculul vostru, care este modelul de business? De unde își va trage finanțarea? Nu sunt interlocutorul potrivit. Mă ocup cu modelul de știri, nu cu modelul de business. Okay, îmi pare rău. Reiau întrebarea. Modelul câștigător, dacă vrei, sau pe rog, pe care voi îl pariați câștigători, pentru noul Hot News, da? Putem să-i spunem noul Hot News, pentru viitorul site de sport, pentru că va fi doar site, întreba cineva dacă va fi și print. Nu va fi print, am vorbit mai devreme. Și pentru proiectul cu Luțac. Sună ca o întrebare concluzie, așa. Și o să o iau chiar așa, că am vorbit mult și gata, suntem într-un proces și o să încerc să trag o concluzie. Pentru Honius să-și respecte tradiția aceasta de echilibru de 25 de ani și să devină un produs care să continue să facă serviciu public în vremuri din ce în ce mai dificile. Dacă vremurile vor scădea presa, am vrea să creștem în calitate. Pentru produsul de sport este ceea ce am formulat, să facem investigații și dezvăluiri lucruri de care sportul românesc are nevoie. Ne-au sunat foarte mulți oameni, ne întreabă când se vor întoarce în primul rând colegii mei, mai puțin eu. Și răspunsul este, ne vom întoarce, sperăm să ne întoarcem interesant pentru sport, care merită o poveste, poate într-o lună și jumătate. Iar pentru celălalt produs, ți-l recomand pe Iulia Roșu, pe Răzvan Luțac, colegii mei și alți colegi pe care nu-i găsești în lista aceea să vorbești cu ei. Din punct de vedere organizatorii, cum sunteți? În același loc lucrați în sedii diferite sau cum? Sportul și Hot News vor fi în același loc. Hot News se schimbă oricum sediul. Celălalt proiect va fi plasat independent. Hai să luăm cele două variante. Worst case scenario, best case scenario. Păi worst merge la mine, este un eșec al meu. Doar dacă n-ai trăit suficient, nu ai eșecuri. Și cel mai bun merge la schimbarea acestei generații de jurnaliști, lucruri la care se muncește de foarte, foarte mulți ani. Și toată lumea care se uită și cu asta închei și mulțumesc oamenilor care s-au uitat la noi, toată lumea gândește așa. Revin la Maria Ressa. Apropo, formidabil peisajul presei filipineze. O lecție pentru mine. Extraordinar nivelul ei. E adevărat că spun și ce am spus și ieri la lansarea cărții. Maria Ressa are un ultim capitol cu mulțumiri. Este imens. Oameni pe care i-a cunoscut sau nu i-a cunoscut, instituții, fonduri de investiții, bănci, firme, oameni, instituții internaționale, ONG-uri, enorm de multe. Sute de instituții prestigioase au constituit așa o rețea de a ajuta. I-am zis Emile Șercan, nu știu cum arată lista ta, probabil că din păcate mult mai puțin. Și asta face o diferență. Asta face o diferență. Cu atât, Emilia Șercan este un caz unic în presa mondială. Maria Ressa, la rândul ei, este un constructor de instituții, un caz unic în presa mondială. Emilia Șercan e mult mai puțin susținută decât a fost Maria Ressa. Și asta ne privește pe toți.
apropo de indiferența care nu e între bun și răi, e la noi, e noi, da? Deci nu știu cum arată capitolul, ultimul capitol al cărții, cu mulțumire al viitoarei cărți, poate, da? Să sperăm că va apărea al Emiliei Șercan, dar cam așa ar trebui să apară. Bun, și Maria Ressa spune, numără generațiile din redacția ei. Și cred că este lucru cel mai valoros. Spune, ei au doar 11 ani de existență și spune, e a treia generație de jurnaliști de la Rappler, instituția de presă unde lucrează. Cam asta vrem și noi. Să discutăm peste câțiva ani, peste 5, 7, 10 ani, despre a doua, a treia, a patra generație de jurnaliști care pornește din momentul ăsta la noile publicații. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Mulțumesc și eu, Cătălin Tolontan, pentru toate detalii. Așteptăm numele acelei publicații, că presupun că dacă e mai puțin o lună și jumătate, sunt niște variante... Da, da, nu voi fi primul care o să afle, așa că nu mă întreba pe mine. Colegii care se vor ocupa strict de sport vor fi mai informați decât mine aici. Mulțumim pentru toate aceste detalii, vă mulțumim și vouă celor care v-ați uitat, dacă n-ați dat până acum, dați share și distribuiți acest interviu. A fost primul interviu despre ce va fi sau ce urmează, ce se plănuiește a fi Hot News și un viitor site de sport, acolo unde va lucra, ca să merg în aceeași notă, o echipă de jurnaliști care a fost la Libertatea, la Gazeta Sporturilor, care a lucrat împreună cu Cătălin Tolontan, pe care îl las... Sau el cu ei. Mai bine sau zis. Sau el, le contrazicem de la început și până la sfârșit. Sau el cu ei. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumim, a fost live-ul special de vineri, de aici din studioul Pagina de Media. Eu sunt Petrișor Obaie, până la următoarea ediție, numai bine. La revedere!